capitala este înconjurată aproape complet de localități în carantină. Poliția face filtre, sunt cozi de mașini, dar este un dute vino complet. Oamenii merg peste tot pe baza declarației pe proprie răspundere. Și chiar dacă teoretic au voie să meargă doar la locul de muncă, nimeni nu-i urmărește, dacă nu cumva se abat și merg pe la mall-uri sau în alte locuri. Aceeași situație este și în cazul localităților de lângă alte orașe, precum Timișoara sau Sibiu. Raluca Mândoiu ne dă toate informațiile. Bun găsit! Bun găsit! Într-adevăr, românii pot să fenteze ușor legea, deși Bucureștiul este înconjurat de 15 localități unde rata de infectare este extrem de ridicată și a fost dispusă carantină. Polițiștii nu pot să-i verifice pe toți conducătorii auto pentru că s-ar crea adevărate blocaje în trafic, în condițiile în care toate aceste localități de la marginea capitalei sunt tranzitate zilnic de sute de mii de șoferi. Trebuie însă știut că cetățenii care au domiciliul în aceste localități pot să le părăsească doar dacă au asupra lor declarație pe proprie răspundere și un motiv bine întemeiat, cum ar fi deplasarea la spital, la farmacie sau dacă au îngrijire persoane neajutorate, precum vârstnici, bolnavi sau copii mici, ori dacă merg la serviciu, iar atunci trebuie să aibă asupra lor declarație de la angajator, o adeverință și legitimație. Sunt însă mulți care fentează legea, mulți care reușesc să iasă fără să fie verificați, pentru că, așa cum vă spuneam, oamenii legii sunt și ei depășiți numeric și nu au cum să verifice fiecare autoturism. În acest moment, 15 localități așadar în carantină în jurul București. Cel mai mare pericol este în Berceni, unde rata de infectare este de 11,4 cazuri la 1000 de locuitori și de asemenea se înregistrează peste 10 cazuri la 1000 de locuitori și în Chiajna, Clinceni, Bragadiru, Dobroiești și Mogoșoaia. De asemenea, se vorbește și despre o posibilă intrare în carantină a capitalei, unde deja rata de infectare depășește 6 cazuri la 1000 de locuitori, însă deocamdată autoritățile nu și-au asumat acest lucru. Însă premierul Ludovic Orban vorbește, desigur, despre această posibilitate ca Bucureștiul să fie în carantină.